Forma finală a documentului s-a conturat în urma dezbaterii publice pe care Ministerul Educației a organizat-o în perioada 17 iunie-4 iulie, prevederile statutului aplicându-se începând din anul școlar 2016-2017. Îmi doresc ca statutul elevului să contureze un cadru în care vocea elevului să se facă auzită cu adevărat în comunitatea școlară, o voce informată, responsabilă, interesată, să protejeze drepturile elevilor și să crească totodată capacitatea tinerilor de a se implica în viața școlii. Îmi doresc de asemenea ca elevii și profesorii să aibă un dialog activ, să devină parteneri pentru un bine comun, acela al elevului, pentru că școala este despre și pentru elevi, a declarat ministrul Mircea Dumitru. O componentă majoră a acestui document o reprezintă întărirea rolului elevilor în comunitatea școlară, documentul fiind elaborat de Ministerul Educației în colaborare cu Consiliul Național al Elevilor și alte organizații reprezentative ale elevilor.